De fapt, știu că mă cunosc din altă parte, mă cunosc din cărțile mele și din aparițiile mele la televiziune. Acum vreau să prezint două cărți care au niște povești foarte interesante. Iată această primă carte, se cheamă Cele nouă trepte, scrise de doi psihologi, Daniel Viura și Angie Boda. Cineva mi-a adus cartea din Canada, a scris în limba franceză și mi-a povestit că a avut un mare succes acolo. În momentul când am citit-o, mi-am dat seama că este o poveste unică, modalitatea de comunicare a celor doi autori cu eroul lor este una pe care noi nu am mai auzit-o încă. Și atunci am cerut editorilor mei ca această carte să fie obligatoriu tradusă, pentru că vreau ca și românii noștri să audă așa ceva și să înțeleagă că de fapt ăsta este un argument pentru ceea ce domnul Dâncu deja anticipa, că da, trebuie să înțelegem că dacă lumea actuală se află într-un mare impas, dacă lumea asta în care în secolul 20 a fost apogeul științei și al tehnologiei, o lume în care, iată, în câteva ore ajungem în America, fapt, ceea ce altădată însemna luni de zile, dacă în clipa de față discutăm cu rudele, copiii noștri și cunoștințele la distanțe de sute și mii de kilometri, doar cu un telefon în mână, fără fir, dacă lumea asta, privind la televizor ce se întâmplă în întreagă lume, și totuși, după aceste succese tehnologice și științifice, încă avem războaie, încă oamenii se ucid, încă sunt acte teroriste, încă nu ne înțelegem, încă este atâta ură între noi, trebuie să ne punem întrebarea. Ceea ce știm despre noi e adevărat? Ceea ce omenirea a realizat până acum reprezintă totul? Sau este ceva încă nefăcut? Ceva încă de gândit? E bine, acest ceva nou înseamnă o nouă gândire, o nouă paradigmă, un nou mod de a vedea lumea. Aceste cărți despre asta vorbesc. Am să prezint în primul rând pe Cele nouă trepte. Iată povestea ei. Acești doi autori, doi psihologi, au capacitatea de a călători cu spiritul în spațiu. Altfel, corpul lor fizic rămâne aici, pe pământ, iar ei spiritual nu sunt singuri, dar iată și ei fac parte dintre cei care au această capacitate, călătoresc în spațiu. În această călătorie se întâlnesc cu o fată, Rebecca, a care poveste este extrem de interesantă, redusă, de dată în această carte. Am pus ca titlu secundar o viziune spirituală asupra genezei ființei umane, pentru că această Rebecca le povestește, spune așa: am fost trimisă de către ghizii mei să vă povestesc vouă ce se întâmplă în corpul mamei mele în momentul în care eu devin un om. Ea s-a născut pe 17 iunie undeva în America. Acolo sus o chema Rebecca, aici are un nume cu inițiala de S. Ea are acum 11 ani. M-am gândit și mă gândesc cu mare așa mirare când ea va avea, să spunem, 20 de ani și o să citească această carte în care povestește celor doi autori tot ce s-a întâmplat în corpul mamei ei, cum va gândi? Pentru că ea, cea care s-a născut aici, evident, nu știe nimic despre tot ce s-a întâmplat în momentul în care